felicitări pentru golul fabulos care l-ai marcat. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Te-am văzut că copilul te-ai bucurat, te rog. Primul gol într-o greu. Da, da, mă bucur foarte mult că am reușit să-mi spui, dar cel mai mult mă bucur că am reușit să câștigăm. Păi dedicat. Reușit. Fetiței mele, știți-i mele. Da, am văzut că te-ai așteptat. Da. 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 Cum a fost? N-ați început foarte bine, v-ați dat un pițor pe după acel gol relativ ușor. Am avut vreo două, trei ocazii, însă apoi au venit acele goluri fabuloase din finalul de la turnat, practic. Da, într-adevăr, nu am început foarte bine meciul, dar am arătat că suntem o echipă puternică și că niciodată nu ne dăm bătuți. Și am reușit să înscriem acele două goluri înainte de pauză, care ne-au ajutat foarte mult pentru a doua repriză. Ați urcat pe locul 2. Ce succes, cum ar putea să mergi cu CFR de peste două etape, decisiv pentru campionatul. Mai întâi avem meciul de vineri cu Iași, după aceea ne gândim la meciul cu CFR. Da, da. Suntem mulțumiți, dar până acolo, așa cum am spus, mai avem foarte mult. Mai avem foarte multe meciuri de jucat. Cum te simți la meci? Da, mă simt foarte bine, m-am acomodat extrem de repede pentru că am întâlnit un grup foarte unit și m-au primit extraordinar. Se pare colegi ceva bun pentru ea? Da, normal, este colegul meu și normal că este cel mai bun. A demonstrat-o și azi încă o dată. Ați dat două goluri în vești către de la Viitor, fost și către de la Viitor. Da. Mai ai treabă și către de lei? Nu știu. Dar asta este viața, n-avem ce să facem. Le n-am decât să le mulțumesc foarte frumos pentru ce au făcut pentru mine, pentru că datorită lor am ajuns în fotbalul mare, dar asta este viața. Mulțumesc. Mulțumesc și mulțumesc.